Roman, capitolul 13, vom citi începând cu versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru un area. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, temete, că căci nu degeaba poartă sabia, el este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți dator să dați. Cui datorați birul, dați birul. Cui datorați vama, dați vama. Cui datorați frica, dați frica. Cui datorați cinstea, dați cinstea. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a plinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curviși și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Mesajul la care vă invit să medităm în această zi l-am intitulat astfel. Dacă vreți să vă stea frumos, îmbrăcați-vă în Hristos. Dacă vreți să vă stea frumos, îmbrăcați-vă în Hristos. Una din preocupările fiecăruia dintre noi e legată de îmbrăcăminte. Cum te îmbraci? Cu ce te îmbraci? Ca să stea bine. Ca să arăți bine. Și o mare frământare. Unii, de exemplu, se îmbracă cu gândul la afirmare. Și în Scriptură avem astfel de exemplu, în Luca 16 cu 19, la un moment dat se spune despre un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Ăsta arăta bine că își permitea. Și sunt atâția care își permit și vor să arate bine, să se afirme. Rețineți în următorul lucru pe pământ, hainele costisitoare te pot face să te simți bine de fiecare dată. Dar dacă n-ai îmbrăcat haina corespunzătoare, chinul pe care le vei suporta după ce pleci de pe pământ, nu-l va mai stâmpăra nimeni niciodată. Aici poți să alegi să te îmbraci ca să te afirmi, să-ți șadă bine, dar dacă n-ai îmbrăcat haina corespunzătoare, după ce vei pleca de pe pământul acesta, chinul pe care va trebui să-l suport, nu-l va mai stâmpăra nimeni niciodată. Unii se îmbracă cuprinși de îngrijorare. Și în Matei, capitolul 6, se sublinează și aspectul acesta. Și Domnul Isus atrage atenția, nu vă îngrijorați cu privire la ce veți purta, cu ce vă veți îmbrăca. Și sunt atât să îngrijorat în privința asta. N-am cu ce să mă îmbrac. Cum să mă duc așa? Și aici rețineți următorul lucru. Nu sta acasă doar pentru că n-ai reușit să-ți cumpere o haină aleasă. Nu sta nici duminica acasă, nici peste săptămână acasă, când știi că e părtășie, doar pentru că n-ai reușit să-ți cumpere o haină aleasă. Și din păcate sunt încă mulți care sunt îngrijorați și pentru că lasă îngrijorarea să le cuprindă sufletul, inima, mai bine stau acasă. Păi de ce să mă duc să mă fac de rușine, tot cu aceeași haine? Unii vor să îi pe alții și sunt specialiști în privința aceasta. Și avem în Scriptură un exemplu tare interesant în 1 Samuel, capitolul 17. Israel cu filistenii sunt în război, stau unii în fața altora și trec zilele amenințări din partea filistenilor, Goliat e în tabăra lor și ăsta e impunător. Și de partea cealaltă, printre evrei, nu se găsea nimeni să îl înfrunte. Și la un moment dat vine tânărul David, care văzându-l și auzindu-l, vorbind, spune, dar cine-i nătăiatul ăsta prejur? Cum își permite să vorbească așa și să blasteme pe Dumnezeu? Mă duc să l înfrunt. De acolo împăratul. Ăsta nu are curaj să meargă, dar știți, să duce, dacă nu mă duc eu, trimit hainele să mă reprezinte. Și îl cheamă pe David și spune, Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui. I-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încerca să încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea și s-a dezbrăcat de ea. Unii vor să îi îmbrace pe alții, alții vor să se îmbrace cum se îmbracă ăia la alții. Și aș să înțelege mesajul în această dimineață să nu încerci și să nu încercăm să purtăm hainele altora, oricât ar fi de însemnați sperând că în felul acesta vom avea numai de câștigat. O fie el sau îl împărat, dar prefer să mă duc în hainele mele și Dumnezeu îmi va da biruință. Nu purtând hainele altora, vei fi mai câștigat. Să nu ne obișnuim să copiem modelul altora și cu atât mai puțin modelul lumii, doar ca să dăm bine în ochii lumii. Unii se îmbracă doar ca să arate bine în afară, fără a pune preț pe omul din lăuntrul, care are cu atât mai multă valoare. Și Petru, în privința aceasta, avea să atragă atenția în întreaga sa epistolă, capitolul 3, versetele 3 și 4, spunând. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Nu ceea ce arăt în exterior are cu adevărat valoare, ci omul interior. Acum, dacă vrem să ne stea frumos, îndemnul pe care primim din partea lui Dumnezeu prin cuvânt este să ne îmbrăcăm în Hristos. Și capitolul acesta, 13 din Romani, încheie cu îndemnul acesta, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos. Și la asta suntem chemați fiecare dintre noi. Și aici vă rog să rețineți Următoarele. Omul îmbrăcat în Hristos ascultă bucuros. Omul care este îmbrăcat în Hristos ascultă bucuros. Una din cerințele pe care Dumnezeu le are pentru fiecare credincios este ascultarea. Ascultați. Și, Doamne, greu este să asculți. Așa de grea este ascultarea. Le este greu copiilor de mici să asculte și mereu auz replica. Nu vreau. Nu vreau. Mă făcut tare. Nu făcut tare. Nu vreau. Suntem mai mari, deja am făcut școală, avem diplome, avem pregătire. E mai grea ascultarea, deși ar trebui să fim maturi, deși ar trebui să înțelegem mai bine anumite lucruri și e așa de greu să ascult. Dar să mai ascult și bucuros. Că atunci când Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu nu numai îți dă promisiuni și avem atâtea promisiuni, slavă Domnului, dar ne și atenționează și astăzi, prin Cuvânt, am fost atenționați. Nu, suntem gata să ascultăm bucuroși? Se va vedea prezența de seară. Se va vedea peste săptămână. Că e frumos ascult în îndemnul din partea Domnului, dar trebuie să le pui și în practică. Ei, omul îmbrăcat în Hristos ascultă bucuros. O astfel de ascultare, rețineți, te determină la supunere. Și Pavel spune, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Și unii poate am fi tentați să spunem, Doamne, ferește cu ăștia ai noștri. De ăștia s-a ascult, dar nu vedem noi, nu știm noi că sunt nu știm noi că fac atâtea prostii, că își dau legi pentru ei și atâtea și atâtea lucruri le știm foarte bine. Ce nu știm și ne este greu să facem este să ascultăm. O astfel de ascultare te detenă la supunere și Pavel continuă și spune de aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Tu învață să asculți. Da, dar ăla nu face ce trebuie, tu învață să asculți. Da, dar ăla nu caută interesul poporului, tu învață să asculți. Dacă este cineva pus într-o anumită funcție de conducere, dacă cineva este învrednicit cu o anumită autoritate, responsabilitatea noastră este să ascultăm în supunere. Fiecare își va lua o sânda, își va lua pedeapsa pentru ceea ce face. Eu n-am dreptul să judec autoritățile și să mă împotrivesc, ci sunt chemat să dovedesc ascultare și unui copil al lui Dumnezeu îi șade frumos când este îmbrăcat în Hristos. Și omul care este îmbrăcat în Hristos va asculta bucuros, o astfel de ascultare te va determina la supunere. Mai mult, o astfel de ascultare îți va aduce laudă. Dar acum, în loc să îmbraci o anumită haină, să te duci înaintea alta, să, să întrebi, de cum îmi stă? Îmi stă bine? Îmi șade bine? Doamne ferește să îi spui, spui nu. Dar să știți că sunt și unii care știu să laude, să apliceze. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru unarea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Îmbracă-te în Hristos, dovedește ascultare făcând binele și vei primi laude. Și o să vină unul și o să vină altul și o să spună, Doamne, îmi place de Tine. Te urmăresc de mai multe vreme și văd că ai o ținută aparte, văd că ai un caracter deosebit. Mă gândesc să te avansez. Ce fain! Uneori avem impresia că nu ne vede nimeni, că nu se merită. Ce să ascult? când alții își revendică atâtea drepturi? De ce să rămân supus? De ce să mai fac bine când sunt atâția care fac răul și le merge bine? Și totuși spune Dumnezeu prin cuvânt, tu îmbracă-te în Hristos și ascultă bucuros și în felul acesta vei primi și laude, vei primi și aprecieri. Omul îmbrăcat în Hristos ascultă bucuros, o astfel de ascultare va păstra cugetul curat. Și ne stăm chemați să ne păstrăm cugetul curat și spune în privința asta Pavel, de aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Din îndemnul cugetului, Cugetul meu îmi spune, nu-i bine să fac așa. Cugetul meu îmi spune, nu-i bine să mă duc cu, cu tare. Să fac anumite fapte. Și atunci, când stai în ascultare de Domnul și vei asculta de cuget, vei păstra cugetul curat și vei fi o mărturie frumoasă înainte altora și îți va așa de bine, îți va așa de frumos când vei fi îmbrăcat în Hristos. Rețineți, frașii și suror, tineri, ascultarea de Hristos te face să arăți frumos. Și într-o lume în care este tot mai puțină ascultare sau într-o lume în care este atât de multă neascultare, nu mai ascultă copiii de părinți, nu mai ascultă soția de sos, nu mai ascultă sosul când îi vorbește soția, nu se mai ascultă când se predică cuvântul, nu se mai ascultă când vorbește cineva cu autoritate, într-o astfel de lume se cere mai mult ca oricând ascultare. Și când dovedește ascultare, vei arăta frumos. În al doilea rând, omul îmbrăcat în Hristos iubește miraculos. Omul îmbrăcat în Hristos iubește miraculos. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Că cine iubește pe alții a împlinit legea. Acum, când e vorba de iubire, fără îndoială că fiecare avem anumite afinități, sunt anumite persoane de care ne este drag în mod deosebit, ne înțelegem bine, îi iubim, că și ei ne iubesc. Dar când e vorba să dovedești iubire, iubirea nu se rezumă numai la prieteni. Iubirea nu se rezumă numai la frați. Că ar fi prea simplu și însuși Hristos spune apoi dacă iubești numai pe cei ce te iubesc, ce lucruri neobișnuit faceți? Asta fac și păgânii, asta fac și cei păcătoși. Că e natural să-l iubești pe cel ce te iubește, dar să-l iubești pe vrăjmașul tău. Cum ar fi să-l iubești pe dușmanul tău? Asta e ceva miraculos? Să poți să-l iubești pe cel ce ți-a făcut rău. Asta e o dragoste miraculoasă, dar spune Pavel de fapt să nu prea curve, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice po altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Este porunca pe care însuși Hristos o dă și în care cuprinde toată legea să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproape tău. Omul îmbrăcat în Hristos iubește miraculos, înțelegând că lucrul acesta este o datorie. Nu este o opțiune. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe ceilalți. Că și cine iubește pe alții a împlinit legea. Asta e poruncă. Și nu odată Domnul Iisus sublinează aspectul acesta. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. De prea multe ori dragostea este opțională. Condiționăm dragostea de niște sentimente, de niște păreri. Dar n-ai auzit ce au zis, dar cum să l iubesc pe ăla? Dar n-ai văzut cum s-a uitat la mine? Dar n-ai văzut cum mă tratează? Nici nu știu cum să mai mă apropii de el. Și atunci mai bine nu-l iubesc. Și totuși rămâne porunca să ne iubim. Dar pentru asta trebuie să fim îmbrăcate în Hristos. Cine e îmbrăcat în Hristos poate să iubească că omenește. Nu putem. Prin putele noastre nu vom putea. Dar când ești îmbrăcat în Hristos, tu experimentezi acea dragoste cu totul deosebită. El ne-a iubit pe cât eram încă păcătoși. Noi nu aveam merite. Noi n-am fost iubiți că meritam. Și atunci vom înțelege că în ceea ce privește pe cei din jur, noi nu iubim că merită, iubim că trebuie așa cum Dumnezeu ne-a iubit pe noi și a dat ceavul mai scump și noi suntem datori să iubim pe cei din jurul nostru asta e o datorie apoi iubește miraculos înțelegând că lucrul acesta îi face bine cel care este îmbrăcat în Hristos iubește, dar iubește miraculos, înțelegând că lucrul acesta îi face bine. De fapt, să nu prea curvezi, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi cuprinsă în poruncă aceasta. Să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Sunt atâtea lucruri pe care dacă le facem, de care le ținem cont, ne facem bine nouă. La ce te ajută să furi, să preacurvești, să mărturisești strâmb, să poftești, să ucizi și atâtea alte lucruri pe care lumea le face? Poate pentru o vreme, pentru un timp te simți plăcut în firea ta, te simți bine, dar după aia e povara care apasă. Și te macină, și spunea David: Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oastele de gemetele mele necurmate, că mâna ta apăsa asupra mea zi și noapte. Nu se simte împlinit și nu va fi împlinit omul păcătuind, ci iubind. Dar pentru asta trebuie să fie îmbrăcat în Hristos, înțelegând pe de altă parte că lucrul acesta rămâne mărturie. Când am puterea aceasta să iubesc, când împlinesc cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu și înțeleg că e datoria mea, e responsabilitatea mea și îmi face bine. Atunci rămân mărturie. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea este deci împlinirea legii. Când faci rău celui de lângă tine, gândește-te, nu ești îmbrăcat în Hristos. Că cine este îmbrăcat în Hristos, iubește. Ăla nu mai face rău. Ăla e mărturie. Când nu faci așa, înseamnă că nu ești îmbrăcat în Hristos. Ne dorim să arătăm bine. Și e normal. Dar rețineți și gândul acesta: iubirea lui Hristos te face să arăți frumos. Dacă vreau să arăt bine, dacă vreau să-mi bine, atunci trebuie să-L iubesc pe Hristos, trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu și când Îl voi iubi din toată inima, atunci voi arăta frumos. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă vreți să vă stea frumos, îmbrăcați-vă în Hristos. Omul îmbrăcat în Hristos ascultă bucuros. Omul îmbrăcat în Hristos iubește miraculos. Apoi, omul îmbrăcat în Hristos trăiește frumos. Și Pavel în privința asta spunea, și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am căzut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos. Ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Să trăim frumos. Omul care este îmbrăcat în Hristos trăiește frumos. O trăire frumoasă însă nu ignoră împrejurările în care se află. Și Pavel spune, știți în ce împrejurări ne aflăm? Și împrejurările care ne aflăm noi acum nu sunt unele ușoare. Pentru atâția produc întristare, pentru atâția produc tulburare, unii scuprinși de teamă, e război lângă noi la graniță, e război nu departe de noi. Și spune Scriptura, aveți auzit tot mereu de război, vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați. În zile din urmă vor fi vremuri grele, împrejurările sunt dificile, o trăire frumoasă, nu ignor aceste împrejurări, dar cu atât mai, mai important este să trăiești frumos chiar în astfel de împrejurări. Când unii nici nu mai țin cont de felul în care se îmbracă sau nu mai țin cont de felul cum arată, în astfel de împrejurări, cu atât mai mult să trăim frumos. O trăire frumoasă nu este posibilă fără dezbrăcarea de tot ceea ce este murdar. Și Pavel spune să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului. O dinioară când nu-L cunoșteați pe Hristos, știți ce fapte făceați? Fapte de care acum vă este rușine? Ca să pot să trăiesc frumos, e nevoie să mă dezbrac de ceea ce mă întina, de ceea ce mă făcea să arăt așa de urât, de păcat. O trăire frumoasă nu constă într-o viață de destrăbălată. Și Pavel atrage atenția în privința asta, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Destul ați alergat la desfriu, potop de desfriu. Da, unii se miră că acum nu mai alergați cu ei la aceleași fapte pe care le făceați înainte. Dar când ai înțeles cine este Hristos și l-ai primit în viața ta, și când te-ai îmbrăcat în Hristos, atunci ai înțeles că trebuie să trăiești de acum frumos. Nu mai trăiești cum trăiesc păgânii. Nu mai trăiești cum trăia odinioară în faptele firii pământești. De acum trăiești o viață consacrată. Trăirea pentru Hristos te face să arăți frumos. Și asta ar trebui să se vadă în viața fiecăruia dintre noi, în fiecare zi. Acum, având în vedere toate aceste lucruri, așa să vă întreb, ce haină vreți să îmbrăcați? Ce haină ai vrea să îmbraci? Haina răutății sau haina dreptății? Pentru spunea printre altele, purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robe lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Isaia, în capitolul 61, în versetul 10, spunea, Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, că și m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Ce haină vrei să îmbraci? Haina mânjită sau haina curățită? În Isaia 64, versetul 6, spune cuvântul toți, am ajuns ca niște necurați. Și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Cu ce ai vrea să te prezinți înaintea Domnului? Cu o haină mânjită? Păi, Doamne, dar am făcut aia, am făcut aia, am dat zeciuială, am... Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Sau ai vrea să îmbraci haina curățită? În Apocalipsa 7, cu 14, citim Doamne, i-a răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din ecazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Haina curățită în sângele lui Hristos. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu hainele luminii, spunea Pavel în Roman 13 cu 12 să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați în omul cel nou, spunea tot Pavel celor din Efes. Îmbrăcați-vă cu toată armătura ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Și apoi să rămâneți în picioare după ce veți fi totul Efeseni, în capitolul 6. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare cu dragostea care este legătura de săvârșirii Coloseni, capitolul 3. Să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, spunea Pavel celor din Tesalonic. Nu uitați, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 5. Iar despre biserică, cuvântul spune că i s-a dat să se îmbrace în insubțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Dacă vreți să vă stea frumos, îmbrăcați-vă în Hristos. Nu uitați, omul îmbrăcat în Hristos ascultă bucuros, omul îmbrăcat în Hristos iubește miraculos, omul îmbrăcat în Hristos trăiește frumos. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ținem cont de toate aceste lucruri. Și în felul acesta să fim o bună mărturie pentru cei din jur. Dar să nu uităm, dacă cumva am fi tentat să spunem, da, de ce să îmbrac Haina pe care mi-o oferă el, ca eu ale mele. Știți că la un moment dat intră stăpânul să-și vadă oaspeții și era acolo unul care avea o altă haină. Credea că arată mai bine ca toți. Mă ăștia toți sunt la fel. ăștia n-au găsit altă haină decât la fel. El cu a lui. Și știți care a fost rezultatul? luați-l și aruncați-l afară. În împărăția lui Dumnezeu nu intri decât îmbrăcând haina lui. În împărăția lui Dumnezeu nu putem intra decât îmbrăcându-ne în Hristos. Și pe El să-L onorăm cu adevărat. Amin.